Polițiștii, pompierii, jandarmii și reprezentanții Centrului Antidrog s-au mobilizat pentru mini-vacanța de Sfânta Maria. Accidente rutiere, zeci de incendii și urgențe medicale sau tulburarea ordinii și liniștii publice. Au fost câteva dintre evenimentele pentru care a fost necesară intervenția oamenilor legii. De asemenea, 11 persoane au solicitat sprijin din partea personalului Centrului de Prevenire Antidrog Mehedinți. Weekend plin pentru oamenii legii. În perioada mini-vacanței de Sfânta Maria, pompierii mehedințeni au intervenit la peste 100 de misiuni de stingere a zeci de incendii, de salvare a persoanelor implicate în accidente, de transport la spital a zeci de persoane cu probleme de sănătate, dar și în alte situații de urgență. În această perioadă, pompierii au acționat pentru stingerea a 55 de incendii, dintre care 46 izbucnite la vegetație uscată și litieră, salvarea victimelor a 6 accidente rutiere, îndepărtarea unor elemente de construcție aflate în pericol de cădere, salvarea unui animal, transportarea la spital a unor persoane supraponderale cu probleme medicale, dar și pentru acordarea asistenței medicale unui număr de 81 de persoane cu diferite afecțiuni. Și specialiștii Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Mehedinți au fost la datorie în perioada mini-vacanței. Ei au acordat sprijin prin intermediul liniei telefonice verzi pentru 11 persoane. În perioada mini-vacanței prilejuită de sărbătoarea Adormirea Maicii Domnului, specialiștii antidrog au desfășurat activități specifice de informare, evaluare, consiliere și asistență specializată pentru consumul și dependența de droguri în spațiile recreaționale aglomerate care, în aceste zile libere, au reprezentat atracții turistice, precum și în cadrul evenimentelor cu public numeros. De asemenea, persoanele aflate în evidența Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog au primit suport de specialitate și asistență continuă. Zeci de șoferi au rămas fără permis în zilele libere, iar jandarmii au fost chemați să intervină pentru restabilirea ordinii publice. Polițiștii au intervenit la 211 evenimente, dintre care 111 sesizate prin numărul unic pentru apeluri de urgență 112. În cadrul activităților desfășurate au fost legitimate peste 1200 de persoane și au fost verificate aproximativ 900 de vehicule. De asemenea, au fost aplicate 663 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 203.000 de lei. Au fost scoși din trafic reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți 67 de conducători auto, cărora le-a fost suspendată exercitarea dreptului de a conduce vehicule pe drumurile publice, potrivit legii. În intervalul amintit au fost aplicate 10 sancțiuni contravenționale, vorbind de 3 avertismente și 7 amenzi în valoare totală de 8.300 de lei pentru fapte precum tulburarea ordinii și liniștii publice, consumul de băuturi alcoolice în alte locuri decât cele prevăzute de lege, adresarea de injurii și expresii jignitoare, nerespectarea de către proprietari a măsurilor privind deținerea câinilor agresivi în spațiul public. Prin intermediul Sistemului Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112 au fost înregistrate un număr de 78 de apeluri în ascultare colectivă, două dintre acestea fiind în competența instituției, vizând aspecte de tulburare a ordinii și liniștii publice și pentru înlăturarea pericolului provocat de animale periculoase sau agresive. Pe tot parcursul celor 4 zile, oamenii legii au desfășurat și activități preventive pentru combaterea evenimentelor negative.